câteva dealuri depărtare de aici, localnicii știu și astăzi legenda care spune că niște haiduci, către finalul anilor 1700, i-au ajutat pe boieri și implicit comunitatea să ridice o biserică. Pe de altă parte, pe aceste dealuri și ne aflăm la aproximativ 20 de kilometri depărtare de Craiova, legenda spune că unui cioban i s-a poruncit în vis să ridice o biserică. Cele două lăcașuri de cult au dezvoltat de-a lungul timpului nenumărate povești și astfel au devenit extrem de importante pentru identitatea regională. Așadar, suntem în Oltenia, mergem pe firul legendelor ca să descoperim istorii ascunse. Din punct de vedere arhitectural, bisericile construite în Oltenia de-a lungul secolelor pot fi încadrate în câteva tipare, conturate, la rândul lor de tendințele fiecărei epoci în parte. La începutul secolului al XX-lea, Nicolae Ghica Budești, personalitate marcantă în domeniul protejării și restaurării monumentelor istorice și arhitect al Comisiunii Monumentelor Istorice, concluzionează, după o analiză riguroasă, că pe teritoriul țării românești, lăcașurile de cult prezintă influențe arhitecturale balcanice, bizantine, sârbești sau armenești. Dincolo de acest aspect, cercetătorii contemporani au identificat o altă problemă. Față de alte regiuni din țară, în special față de Transilvania, noi în Oltenia avem destul de puține izvoare scrise. Cum în Transilvania, meșterii obișnuiau, de exemplu, să scrijeleze în bârne, în grinzi, anul construcției. Aici foarte puțin, extrem de puține. Și pentru asta este nevoie de studii dendrocronologice care să stabilească vechimea lemnului acolo unde se găsește, da, din structură, unde nu au suferit foarte multe modificări. Într-adevăr, mai sunt și anumite înscrisuri, spre exemplu, pe icoane sau pe ușile împărătești, dacă s-au păstrat cele originale. Mai este o semnătură a unui zugrav. În epocile anterioare, nu orice zugrav ce avea puțin talent artistic era tocmit să picteze o biserică. Existau și atunci, ca și astăzi, echipe formate din meșteri și din calfe. În timp, odată cu experiența câștigată, zugravii au început să fie considerați artiști ai genului, iar astăzi, specialiștii sunt de părere că, prin lucrările lor, aceștia au contribuit considerabil la păstrarea tradiției în pictura bisericească. Există pentru zona occidentală caietele de pictori. În zona noastră au fost constituite niște îndrumari de pictură, așa numitele erminii de pictură, în care ți se spune efectiv cum să prepari culorile, ce trebuie să faci ca să poți să pictezi. Nu oricine putea să picteze. Ce trebuie să faci, să te rogi, să postești, să, așa, să fii smerit și așa mai departe. Impunea o anumită atitudine față de arta religioasă. Deci nu îți puteai permite să faci de capul tău. Cum trebuie să fie reprezentate personajele centrale ale creștinismului, cum sunt Maica Domnului, Iisus, cum sunt înveșmântate, care sunt culorile. Deci eu mă refer aici strict la iconografia ortodoxă. Dar toate aceste ermini au fost precedate de niște secole de bătălii date de teologi ca să justifice, de fapt, necesitatea de a pune imaginea la vedere, de a expune o imagine. De ce? Simplu. Pentru că oamenilor trebuia să le arăți ceva. Nu le puteai, trebuiau să vadă. Așa, da, ții, predici, vorbești, nu știu ce, dar verba volant. Ori, omul înțelege și acceptă mai repede ceva ce vede în fața ochilor. A fost forma de educare. Istoricii au stabilit faptul că, în Oltenia, dincolo de instrucțiunile din erminii, echipele de zugravi apelau la cunoștințele teologice, istorice și chiar filozofice pe care le căpătau în diverse împrejurări.
Această împletire de noțiuni este evidențiată de cele mai multe ori în complexitatea imaginii. O biserică ortodoxă te copleșește în prima instanță. Dacă vine un străin și intră într-o biserică, să zicem, cele mai spectaculoase sunt cele Moldova, Țara Românească sau epocă brâncovenească, așa, credeți-mă că rămâne impresionat, rămâne copleșit de complexitatea imaginii, de narativitatea, de felul în care curge imaginea dintr-o parte într-alta. Narativitatea imaginii în bisericile ortodoxe este remarcată atât în pictura interioară cât și în cea exterioară. În Țara Românească, ctitoriile brâncovenești sunt considerate a fi primele manifestări în pictura de exterior. Biserica de la Gorunești se numără printre cele 80 de lăcașe de cult din Oltenia ce încă păstrează pictură murală exterioară, însă la începutul secolului al XX-lea, în regiune, au fost numărate peste 200 de astfel de biserici. Este una dintre puținele biserici cu pictură exterioară din Oltenia. Da, și dintre puținele biserici care au dreptitori, pe lângă boierul locului sau domnitor, haiducii locului. Preotul Marian Bădulescu a crescut în zonă și a auzit legenda haiducilor care au ajutat la construirea bisericii atunci când venea împreună cu întreaga comunitate la slujbele săptămânale. Mi-aduc aminte slujbele de înviere care au lăsat așa o amprentă vie în sufletul meu, pentru că toți eram la lumina lumânării. Știu când mă uitam pe acest geam și vedeam o mare de lumini aprinse. Cum observați, biserica nu este electrificată și fiecare om putea să vadă doar puțin din fața celuilalt și dădea o atmosferă așa de mister, de rezonanță harică, am putea spune, un lucru pe care astăzi nu-l mai întâlnim așa cu lumina asta multă de peste tot. De la momentul la care a fost ridicată, biserica din Gorunești, județul Vâlcea, nu a fost vreodată electrificată. În 1943, în buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, apare articolul Un arhitect român, de la începutul veacului al XIX-lea, meșterul Ilie Gulie, scris de Maria Golescu. Maria Golescu este o figură marcantă a începutului de secol 20. Îi făcea o deosebită plăcere să-l asculte pe istoricul și arheologul Vasile Pârvan, iar Nicolae Iorga a îndemnat-o să studieze istoria. Până să fie arestată în 1949 de comuniști, a călătorit mult în Oltenia și a cercetat o serie întreagă de monumente istorice și de biserici, despre care a scris în mai multe publicații. În articolul din 1943, Maria Golescu îl indică pe Ilie Gulie ca fiind cel care ar fi construit biserica din Gorunești. În același articol, autoarea îl amintește și pe primul boier instalat pe teritoriul satului Gorunești, ctitor al bisericii, protopopul Cârstea Diculescu. Acest protopop Cârstea a angajat meșteri și pe în frunte cu Ilie Gulie să construiască această biserică. Și evident el avea undeva strâns niște bani. Și legenda spune că haiducii au aflat că el are bani și cum atacau ei casele boierești, i-au furat banii. Dar au aflat că acești bani erau strânși cu scopul de a construi biserica. Și atunci remușcarea, da, așa, i-a împins să aducă înapoi banii și au lăsat undeva acolo unde-i biserica și au mai dat și niște bani. Au mai pus, au suplimentat suma pe care o furaseră și sunt și ei considerați ctitori. Bătrânii mărturisesc că atunci când a fost ființită biserica, cei 12 haiduci stăteau deasupra dealului, au păstrat liniște până în momentul terminării slujbii și atunci au slobozit flintele în aer și drept recunoștință, cele trei căpetenii ale lor, Anghel
Nicolae și Mihai au fost pictați în biserică alături de protopopul Cârstea și preoții care deserveau aceste locuri. Sunt amintiți 11 preoți în pomelnicul de la Pisanie, ceea ce denotă faptul că curtea aceasta boierească practic deservea toate satele învecinate cu preoții care locuiau aici. Portretele celor trei căpetenii ale haiducilor au fost acoperite cu un strat destul de gros de vopsea. Nu se cunoaște motivul și nici când sau cine a făcut acest lucru. Cert este că s-a întâmplat înainte de 1943, pentru că Maria Golescu, în articolul său, constata aceeași stare de fapt. Ne aflăm în fața tabloului votiv al ctitorilor. Da, observați aici protopopul Cârstea, alături de soția sa Ana, protopopul Marin și ceilalți preoți, 11 la număr. Iar în această parte erau pictați căpetenile haiducilor. Se presupune. Da, se presupune. Consemnările de pe la 1930-1940 amintesc despre acest portret votiv al haiducilor. Se pare că ei au fost acoperiți cu un strat de var roșu. Se vede doar mâna uneia dintre ei îmbrăcată în costum național, care alături de protopop ține biserica. Mi se pare roșul ăsta care este prezent și peste tot. Da. Pare foarte vibrant așa și albastră. Era roșu ăsta cu verde. Uh-huh. Și auriu. Auriu, da. Ce frumos trebuia să fie. Da, și se mai vede da, roșu da. Și acolo. Și auriu, vedeți? Da. În lipsa electrificării, de-a lungul acelor mai bine de 200 de ani de când se slujește în biserică, întreaga pictură interioară e acoperită de un strat destul de gros de funingine. Timpul nu a fost blând nici cu pictura exterioară, însă chiar și așa, personajele religioase sau scenele biblice pot fi încă identificate. Afară avem la intrare Raiul și Iadul, asemenea vechilor mănăstiri, da? Pictura exterioară reprezentând Raiul și Iadul și chiar pedepsele fiecărui cetățean aflat în iad. De asemenea, vedem ochi scoși. Asta denotă faptul că pe aici erau și vrăjitori. Când o vrăjitoare lucra în zonă, spune tradiția că venea și scotea ochii sfinților să nu vadă. Și tradiția asta am văzut-o și în Grecia, și în Macedonia, în toată zona Balcanilor. Biserica din Gorunești va intra într-un amplu proces de restaurare, iar pictura, atât cea interioară cât și cea exterioară, va fi conservată. Abia în urma acestor procedee, chipurile haiducilor care au contribuit la ridicarea bisericii vor vedea din nou lumina. La aproape 50 de kilometri depărtare de Gorunești, la Goiești, în județul Dolj, astăzi, în mijlocul unui câmp, se află ruinele unei biserici impresionante. Chiar și în starea avansată de degradare în care se află, silueta bisericii pare a fi stăpâna absolută a locului. E un loc deosebit. În primul rând, pentru că este considerat a fi unul din cele două locuri de Epifanie din Dolj. Dacă știți mănăstirea Maglavit, da, cu Petrache Lupu, cu poveste, bun, acolo i s-a arătat Dumnezeu și a ridicat mănăstirea și biserică și mănăstire. Aici este al doilea loc unde se spune că unui cioban i s-a arătat Iisus Hristos. Legenda mai spune că ciobanul Radu a avut același vis de mai multe ori, până când a început să caute sprijin pentru ridicarea bisericii. Ajutorul a venit, așa cum era firesc în acele vremuri, de la familia boierului ce avea în stăpânire satele din zonă. Așadar, la mijlocul anilor 1700,
boierii Bălăcescu, contribuie financiar la construcția lăcașului de cult din Goiești. În timpul, dar mai ales după finalizarea construcției, în toată regiunea s-a auzit despre minunile trăite atât de cioban cât și de boieri. Fiul ciobanului s-a vindecat miraculos când nu mai era nicio speranță și se pare că boierul și-a recăpătat vederea după o lungă perioadă în care nu văzuse. Aceste două povești au fost suficiente ca biserica să devină loc de pelerinaj. Evident, de-a lungul timpului, multe alte povești s-au țesut în jurul lăcașului de cult. Legenda spune că ar fi fost într-o anumită poiană cinstejari crescuți sub o formă de cruce. Și că în jurul acelor stejari, practic, s-a construit biserica și din trunchiurile copacilor s-au cioplit cele 5 cruci care sunt în zidurile biserici. E un pic greu de crezut, pentru că felul în care este construită biserica, pictura ei, dovedește clar niște meșteri buni. Adică nu vorbim de un zidar oarecare din sat care s-a apucat el în jurul unor copaci să zidească el această biserică. Cert este că cei doi, da, și Radu Ciobanu și Andrei Bălăcescu boierul, sunt pictați în tabloul votiv, ținând biserica în mâini. Totdeauna ctitorii sunt cei care țin biserica în mâini. Dincolo de legendă, în documentele de la mijlocul secolului trecut s-au găsit informații care arată că, de la momentul construcției, lăcașul a trecut prin mai multe renovări. În 1882 s-au făcut unele lucrări de restaurare, iar apoi, pe parcursul primelor decenii ale secolului 20, s-a intervenit de câteva ori. Ea este deosebită, în primul rând, că este unică prin aceste cruci, că nu există nicio altă biserică unde să aibă astfel de cruce. Este datată 1751-1753. Și Pisania, în care vorbește și despre ce se mai păstrează așa, și ce s-a mai văzut în timp, la un moment dat a fost identificat, a putut să o citească și se mai găsesc niște documente prin arhive, dovedește într-adevăr că este această perioadă, că vorbește despre domnitorii, de când s-a început, când s-a finalizat construcția, pictura și așa mai departe. Documentele păstrate în arhive amintesc faptul că în perioada anilor 60 ai secolului trecut s-au efectuat ultimele lucrări de restaurare și consolidare la cererea preotului paroh și a puținilor localnici ce încă mai locuiau în satul Gruița, cea mai apropiată localitate de biserică. A suferit prin 2011 și un incendiu, cred că cineva s-a dus și a dat foc și surpriza este că niciuna din cruci nu a ars, deși a fost un incendiu în interior. Nu am găsit urme de arsură mare, să spunem, probabil foarte mult mobilierul din interior, pentru că documentele de prin 30, 28, 30, 33, când încă exista Comisiunea Monumentelor Istorice, arată și un inventar cu ce odoare aveau. La ultimul recensământ, la Gruița mai existau doar 2 locuitori. Se pare că depopularea zonei a început după finalul celui de-al doilea război mondial, când oamenii au ales să se mute mai aproape de oraș. Astfel, biserica ridicată la îndemnul unui cioban, cu o frescă interioară deosebită, lăcaș ce a devenit rapid loc de pelerinaj și de alinare a sufletelor secole la rând, stă astăzi uitată în mijlocul unui câmp. E istoria noastră,
Asta trebuie să ne gândim, este trecutul nostru, nu poți să ștergi. Adică dacă nu-l păstrezi, este ca și cum ți-ai negat, nu știu, și părinții, bunicii, absolut toată lumea, până la urmă, ăștia-s rădăcinile noastre, trebuie să le păstrăm, trebuie să avem grijă de ele. Sunt unele locuri și unele clădiri extrem de valoroase, care vorbesc foarte mult despre noi și ca popor, da? Noi ne place să ne ducem, plecăm toți în concedii din afară, da? Și ne place și dăm o groază de bani să vizităm nu știu ce situri arheologice, că vorbea de Sarmisegetuza, da? Să vizităm nu știu ce palate, nu știu ce castele, da? Dar noi avem aici extraordinar de multe lângă noi și nu le cunoaștem. Deci, în primul rând, trebuie să ne cunoaștem mai bine istoria, să ne cunoaștem mai bine locurile, să apreciem ceea ce avem. E adevărat, poate nu sunt unele dintre ele de 7000 de ani, da? Sau nu sunt, să zicem, poate ca bisericile fortificate din secolul 11 sau 12, sunt de secol 16, 17, 18, avem și secol 14, dacă vorbim de mănăstirea Cozia, da? Dar este istoria noastră. Dacă pentru Biserica Gorunești există semnale clare că va intra într-un amplu proces de restaurare, cu Biserica din Goiești nu se știe clar ce se va întâmpla. Și asta probabil din cauza faptului că în acest moment se află într-o stare avansată de degradare. Asemeni altor biserici și acest lăcaș de cult este extrem de important pentru identitatea regională. Iar în cazul în care se vor găsi fonduri pentru o restaurare, succesul acestui proces depinde în mare măsură și de implicarea comunității, în special după finalizarea restaurării. Pe data viitoare, la Alte Istorii Ascunse.